Te salut națiune și îți urez bun venit la nou clip. A trecut o lună de zile de la momentul achiziției lui Samsung S23 Ultra și o declar încă de pe acum și în momentul de față consider acest smartphone ca fiind cel mai bun, cel mai performant, în opinia mea, la momentul actual pe piață. Dar cu toate acestea, subiectul clipului de astăzi este despre aspectele negative ale acestui telefon. Pentru că am câteva remarci de făcut cu privire la experiența pe care am avut-o în această lună de zile cu Samsung Galaxy S23 Ultra, actualmente flex și celor de la Samsung, în pofida faptului că s-a lansat deja, hai să zicem, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 și toată suita asta de telefoane pliabile, care au venit cu absolut nimic nou pe piață, cu excepția procesorului care se regăsește și la interiorul lui S23 Ultra. Bun! Vorbind despre aspecte negative, după cum bine știți, întotdeauna când vorbesc despre un produs de genul acesta, există clipuri separate cu aspecte pozitive și cu aspecte negative. În cazul lui S23 Ultra nu voi face un clip cu aspecte pozitive, pentru că este redundant, este inutil și nu-și are rostul. Drept urmare, voi trata doar aspectele negative, iar dacă ceva nu este menționat în acest videoclip, trebuie să înțelegeți că nu există problema respectivă. Drept urmare, automat... Totul trece în categoria de aspecte pozitive Sunt câteva aspecte negative, cel puțin din punctul meu de vedere Cel puțin în virtutea experienței mele cu acest produs în acest răstimp de 4 săptămâni Și este un produs pe care l-am cumpărat înainte să plec în concediu I-am făcut unboxing-ul, i-am făcut impresiile inițiale Și după aceea l-am băgat direct în pâine L-am băgat direct la forjat și l-am forjat După cum bine știți, eu nu mă joc când vine vorba de chestiunile pe care le spun în clipurile mele eu testez și pentru că sunt un utilizator atipic, în mod deosebit, mă interesează și mă preocupă lucrurile cu caracter profesional pe un astfel de terminal, adică să îmi ajute, să îmi faciliteze să desfășor multiplele activități pe care le am într-un timp mai rapid și mai ușor. Ei bine, am avut timp în această lună de zile să-l pun cu adevărat la muncă și să văd ceea ce este capabil. Primul aspect negativ pentru mine este același. Este același care m-a făcut să nu-mi doresc să achiziționez acest produs în pofida a tot ceea ce știe să facă și anume designul. Este o chestie subiectivă, este o chestie personală, dar eu nu pot să trec cu vederea peste design. Mă enervează teribil forma asta pătrățoasă. Nu mă deranjează în sine forma pătrățoasă, cât mă deranjează colțurile astea extrem de proeminente și care fac terminalul greu de ținut în mână pe perioade îndelungate de timp. Asta în contextul în care telefonul meu anterior, pe care l-am și vândut între timp, a fost Samsung S21 Ultra. Și avându-le în paralel preț de o lună de zile și ținându-le în mână pe amândouă cu schimbul sau simultan, că de am două mâini, Diferența de confort este covârșitoare în forma designului lui S21 Ultra. mare, reamintesc, este o chestiune strict personală, dar pe mine mă afectează lucrul acesta: în ideea în care folosim telefonul, perioade foarte îndelungate de timp, pe parcursul unei zile, și eu vorbesc de ore întregi, ore întregi, petrecute cu telefonul în mână, făcând diverse lucruri și așa mai departe. Devine extrem de enervant să fii tot timpul împuns în podul palmei, ca să folosesc expresia asta, de acest design. Repet, nu în sine mă deranjează că este pătrățos, cât faptul că puteau, dacă chiar vroiau, să facă colțurile alea puțin mai rotunjite. În așa fel încât să nu deranjeze. Nu trebuia să fie identic cu S21 Ultra. Dar sentimentul de note este foarte, foarte pronunțat în acest telefon și este accentuat în mod evident și de toată suita de funcții, de trăsături, printre care și S Pen-ul și atunci na, e mai degrabă un note decât un telefon din seria S. Ăsta este primul aspect negativ pentru mine și inițial nu mă deranja acest design pe modelele vechi, anterioare. Pentru simplu fapt că nu foloseam atât de frecvent sau atât de mult timp telefoanele respective. Ori de la Note 10 Plus, mai ales că încă dețin telefonul respectiv și în ziua de astăzi, lucrurile au început să devină extrem de problematice, lucrurile au devenit extrem de complicate și irritante, în egală măsură, pentru un utilizator ca mine. Repet, nu este o chestiune per se negativă, din contră, îmi place designul telefonului, îmi place calitatea constructivă, am absolut nimic de reproșat, îmi place că au făcut display-ul mai plat Comparativ cu generațiile anterioare Dar, na, e o chestie strict personală, strict subiectivă Însă, al doilea lucru pe care nu am cum să nu-l încadrez la, hai să zicem, aspecte negative Este partea de procesare Îmi pare sincer rău că nu mă aliniez nici acum planetelor Așa cum o fac toți plasatorii de produse din mediul online Când vine vorba despre procesoarele celor de la Qualcomm și în cazul de față vorbim despre Snapdragon 8 Gen 2 Cel mai tare, cel mai șmecher din parcare, cea mai mare dudă în materie de procesare pe smartphone-uri Și am îndâie De ani de zile susțin și nu de pe Samsung, să ne înțelegem foarte clar Și de pe HTC, de pe telefoanele din seria Nexus, ale celor de la Google De pe telefoane de la Motorola, de Sony, de exemplu LG și așa mai departe susțin că aceste procesoare nu sunt atât de bune pe cât le laudați. Motivul principal fiind, de fiecare dată oferind acest argument, faptul că procesoarele astea au tendința de a se supra-încinge. Și nu numai că o fac, ba mai mult decât atât, te poți trezi în mijlocul unui proiect, în mijlocul unei activități, că telefonul intră în safe mode. Ceea ce înseamnă că nu poți să folosești telefonul. Cazul concret de față și v-am și postat pe secțiunea de comunitate pe canal niște screenshot-uri. Am pățit-o cu S23 Ultra, de exemplu. Când, fiind în concediu, normal, faci poze, vrei să filmezi, vrei să capturezi momente, peisaje, situații și așa mai departe, telefonul după 5 minute și 28 de secunde de înregistrare 4K la 60 de frame-uri pe secundă, s-a încins, a intrat în safe mode, și m-a aruncat efectiv din filmare, din aplicația de cameră, spunându-mi că trebuie să stau să aștept să se răcească telefonul în așa fel încât să pot utiliza aplicația respectivă. Din punctul meu de vedere, în 2023, încă să mai ai genul acesta de probleme pe care le-am constatat cu foarte mulți ani în urmă când vine vorba despre procesoarele celor de la Qualcomm, mi se pare inadmisibil. Cu atât mai mult când vorbim despre un flagship care costă foarte mulți bani, cum este cazul lui Samsung S23 Ultra. Mai mult decât atât, varianta de Snapdragon 8 Gen 2 folosită pe acest telefon este una customizată, adică vine cu overclock și pe CPU și pe GPU. Comparativ cu varianta standard care se regăsește pe telefoanele competitorilor. Nu mă încălzește cu absolut nimic că am overclock și pe CPU și pe GPU și că mi oferă mai multă putere teoretic când în realitate, în practică, nu pot utiliza telefonul nu pot să-mi fac treaba, nu pot să capturez momentul pe care vroiam să-l capturez, nu pot să termin proiectul pe care vroiam să-l termin pentru că telefonul s-a supraîncins. Dar trebuie făcut o mențiune. Așa cum am spus la bun început, eu am forjat acest telefon. L-am băgat în pâine, l-am băgat în cuptor pe românește și nu l-am lăsat să respire. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu am folosit acest telefon într-un scenariu mai mult decât atipic pentru marea majoritate a consumatorilor. Ceea ce poate fi o explicație, poate fi un motiv pentru care am avut parte de comportamentul de care am avut parte din partea procesorului recte a telefonului. Dar asta tot nu este o scuză. Și nu este o scuză în contextul în care anul trecut, în același tip de scenariu, în același tip de temperaturi, în același tip de utilizare n-am avut probleme cu Exynosul de pe s 21 Ultra. Nu mi s-a închis camera, nu mi-a zis că trebuie să aștept să se răcească, nu mi-a zis că trebuie să am răbdare, nu mi-a intrat în safe mode, nu a făcut absolut nimic din lucrurile acestea. Asta și în contextul în care S21 Ultra este un telefon vechi de două generații. Comparativ cu S23 Ultra și mai mult decât atât, S23 Ultra este un telefon care vine cu un procesor pe tehnologie de 4 nanometri, mult mai eficient, din absolut toate punctele de vedere, mult mai puternic, mult mai capabil, dar și cu un sistem de răcire, marketat ca fiind cel mai bun. Comparativ, repet, cu S21 Ultra sau chiar și cu S22 Ultra. Și din nou, revin la poziția inițială. Mi se pare inacceptabil ca în 2023. Să avem încă acest tip de conversație legat de procesoarele celor de la Snapdragon, atât de lăudate, atât de aclamate în mediul online, dar în viața reală lucrurile stau total diferit. Eu cu Exynos n-am avut niciodată treabă. N-am avut treabă. Pentru foarte mulți cetățeni, procesoarele alea erau net inferioare celor de la Snapdragon. Procesoarele alea au creat nenumărate probleme. Nu știu cum se face, dar eu nu am avut problemele respective. Nu am avut problemele reclamate de cetățeni și, repet, din nou, în mediul online, pe YouTube, în clipuri, bla bla bla, unde credibilitatea mea față de cetățenii respectivi tinde spre zero absolut. Cu toate acestea, însă, Samsung vă pregătește o surpriză anul viitor, așa cum am și anunțat de altfel pe comunitate. Și întrebarea mea a fost foarte simplă, și în postarea respectivă: de ce oare? De ce oare anul viitor Samsung revine la sistemul cu procesoare Exynos pentru Europa și Snapdragon doar pentru piața americană și piața coreană? Posibil să aibă legătură cu ceea ce reclam eu, implicit acum, și anume ineficiența termică a acestui procesor, incapacitatea lui de a livra toată puterea de care dispune în mod normal, tocmai pentru că termic este afectat și nu poate să facă față? Pentru că să ne înțelegem foarte clar, în momentul în care procesorul se supraîncinge, performanța lui scade direct proporțional. Performanța procesorului este direct corelată cu cantitatea de căldură pe care acesta o emană și implicit cu, hai să zicem, soluția de răcire adoptată de producător. Ori în momentul în care ție telefonul îți intră în safe mode și nu-ți mai permite să faci ceea ce vrei să faci, înseamnă că nu poate să livreze în virtutea promisiunilor. Altfel, în regim normal de utilizare, fără, hai să zicem, situații din astea tipice, cu temperaturi ridicate de 40 de grade Celsius afară, știu eu, cu umiditate sporită, cu ce vreți voi, telefonul se mișcă foarte bine foarte rapid, nici cea mai mică problemă, își face treaba cu absolut toată capacitatea și nu am nimic de băgat de vină. Dar am constatat și am trăit situațiile în care poate fi grav afectat. Altfel, pentru fanii de, hai să zicem, benchmarkuri uri să vedem pe unde mai sunt, că nici mai știu. Am făcut chiar ieri un benchmark, și să undeva la 2000 de puncte în single core și vreo 5400 de puncte în uh, multicore. Deci foarte performant, nu ai ce să-i bași de vină, atât timp cât nu te hotărăști să te duci cu el într-o zonă din asta, uh, hai să zicem, cu temperaturi foarte ridicate, gen un concediu de vară, și nu te hotărăști să ai prostă inspirație de, nu știu, a utiliza camera video, de exemplu. Ca acolo apar, de fapt, marile probleme. Mie mi s-a întâmplat de vreo trei ori să mi se închidă camera și să-mi apară mesajul ăla celebru de eroare în momentul în care filmam uh, portret video în rezoluție 4K la 30 de frame-uri pe secundă. Ăla a fost cel mai constant mod ca să fac telefonul să se suprancingă. Am pus asta pe seama temperaturilor exterioare, pe seama temperaturilor din mediul în care mă situam, dar deopotrivă și pe seama nivelului de procesare pe care procesorul de la interior trebuia să-l îndeplinească. Ținând cont că filmez într-un, hai să zicem, format oarecum atipic, unde procesorul trebuie să facă foarte multe calculații pe secundă, pe microsecundă, în așa fel încât să separe obiectul principal din cadru, comparativ cu fundalul și așa mai departe, etc. M-am gândit că poate fi și asta o explicație pentru care modul respectiv, se întâmplă acest aspect. Dar, din păcate, ulterior am constatat că și în 4K, în modul auto, în 4K la 60 de frame pe secundă, sau la 30 de frame pe secundă, face exact același lucru dacă filmez o perioadă mai îndelungată. Mi s-a întâmplat la 18 minute, în 4K la 3, 30 de frame pe secundă, să fac exact același lucru. Da. Pentru mine este un aspect negativ și este un aspect demn de menționat. Nu am absolut nimic cu cei de la Snapdragon, nu sunt fan exinos și așa mai departe, dar în momentul în care te marketezi ca având cea mai eficientă soluție, cea mai bună soluție de procesare, cea mai eficientă soluție de răcire, cea mai bună soluție pentru grafică și am am pretenția la banii plătiți ca utilizator ca reclama aia să fie adevărată și ceea ce promiți să oferi și în realitate, nu doar în teorie și în materiale de marketing. Bun, a treia chestiune, al treilea aspect negativ constatat de mine este un lucru care din nou mă afectează mai mult pe mine în mod personal decât pe marea majoritate a cetățenilor, dar trebuie menționată tocmai pentru cei care au, hai să zicem, un scenariu mai atipic de utilizare. Portul micro USB tip C, care este de tip 3.2, cu viteze foarte mari de scriere, de citire, bla bla bla. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre accesoriile pe care acest sport alege să le recunoască sau nu. După caz. Sau după cheful lui. Și, de exemplu, în cazul meu, e vorba despre microfoane externe. Am pățit, nu doar o dată, să nu mi recunoască microfoane externe. Vorbesc despre microfoane omnidirecționale, microfoane pe care le regăsiți, de exemplu, pe kituri de vlogging și așa mai departe microfoane mai profesionale, ca cel folosit în momentul de față pentru, pentru înregistrarea acestui clip și care este montat pe dslr -ul. Ori le recunoaște, ori nu le recunoaște. Și repet, e o chestie foarte ciudată, pentru că poate să ți-l recunoască astăzi, dar mâine nu ți-l mai recunoaște. Mâine, ăla pe care nu ți l-a recunoscut, poate să ți-l recunoască. Și atenție, eu folosesc un adaptor original de Samsung, vândut, fabricat de Samsung, pentru conectarea la această mufă, la acest port USB tip C. De ce? Pentru că Samsung, în bunul spirit al celor de la Haplea, și-au făcut și ei accesorii care să fie recunoscute doar de telefoanele lor, doar de produsele lor, în așa fel încât să mai poți folosi soluții aftermarket mai accesibile, mai ieftine. Și știu chestia asta pentru că dețin și conector de genul acesta, de tip aftermarket mai ieftin, care funcționează pe o multitudine de alte produse, dar nu funcționează pe acest produs, de exemplu, și în mod suspicios, așa cum am zis, ceea ce folosesc este un adaptor de la USB de tip C la 3,5 mm fabricat de Samsung. Și cu toate acestea, mă confrunt cu această situație, care poate fi extrem de deranjantă, pentru că de cele mai multe ori vrei să folosești un microfon de bună calitate, vrei să folosești un microfon. Um, mai performant pentru a obține rezultate mai bune din punct de vedere al înregistrării audio și te trezești ulterior când iei proiectul și îl importi și vrei să te apuci de editat și așa mai departe, constați cu stupoare că de fapt microfonul nu a fost recunoscut, că înregistrarea nu s-a făcut prin microfonul respectiv și că de fapt înregistrarea a fost făcută prin microfoanele pe care le deține telefonul. Din nou, o chestie foarte curioasă și pe care eu unul personal nu o înțeleg, ăsta este adevărul. Pentru că este aleatorie, nu este ceva, știu eu, cu titlu de mă, nu vrea să funcționeze și cu asta basta. Nu, e aleator, se întâmplă aleator. Și e deranjant. E deranjant pentru cei care vor să folosească genul acesta de accesorii, de periferice, și mai ales în contextul în care ești videograf, vrei să capturezi ceva și vrei să folosești un microfon, nu știu, poate e un interviu, îți dau un exemplu de situație, poate e un interviu, poate, nu știu, faci un, cum se numesc prostituirea alea, podcast sau ceva de genul ăsta și vrei să folosești un microfon de bună calitate care să capteze sunetul și să-l pună în valoare. Ei bine, s-ar putea să ai o surpriză neplăcută și să vezi că nu a funcționat. Microfoanele pe telefon sunt foarte bune, sunt excepțional de bune. Sunt cele mai bune pe care eu le-am auzit vreodată pe un produs de genul acesta. Dar, în funcție de scenariu, în funcție de situație, trebuie să ții cont de niște factori, cum ar fi reverberația. În momentul în care folosești microfoanele telefonului, reverberația aia este puțin, hai să zicem, percepută sintetic, nenatural. Comparativ cu un microfon de foarte bună calitate pe care îl poți utiliza pentru un astfel de scenariu precum cel expus. Asta, din nou, este o chestie, repet, pur personală, constatată de mine, pentru că m-am confruntat deja de prea multe ori în acest interval de o lună de zile de utilizare, și posibil să intereseze și pe alții, în contextul în care poate au un scenariu similar de utilizare al produsului. Al patrulea aspect negativ, pe care de asemenea vi l-am prezentat în secțiunea de comunitate a acestui canal are legătură cu partea foto. Și, în mod deosebit, cu acest mod, Night Mode. V-am mai oferit exemple, v-am postat pe comunitate, v-am arătat fotografii capturate în modul Night sau Night Mode, cum vreți voi să ziceți, cu S23 Ultra, comparativ cu ceea ce capturez în modul Auto. Eu nu țin niciodată HDR-ul activat când realizez poze de fotografii cu smartphone-urile mele. Eu nu folosesc niciodată prostiile alea de AI pe care le-au absolut toți producătorii în ziua de astăzi, pentru că pe mine mă interesează un rezultat cât mai exact, cât mai conform cu realitatea percepută de mine în momentul în care realizez captura, în mediul în care mă situez. Pe urmare, așa cum v-am arătat pe comunitate, v-am pus pozele, telefonul ăsta are o problemă cu această captură în modul night, în ideea în care are tendința să nu știu, să facă cerul să nu fie cer. Noaptea. Doar noaptea. Atenție maximă, doar noaptea. Nu seara, nu la apus, doar noaptea, când e beznă totală. Și cu atât mai grav este în momentul în care sub cerul respectiv, de exemplu, vrei să capturezi un peisaj, ceva de genul, se află surse de iluminat. Ei bine, cerul ăla îți va ieși supraexpus cumva total, dar total pe lângă ceea ce este în viața reală, în mod curios, în modul auto de realizarea a fotografiei, n-ai nici cea mai mică problemă. Dar nici cea mai mică problemă. Totul este redat corect, totul este exact așa cum îl percepi tu, vizual la momentul realizării capturii. Dar când folosești modul de noapte pentru a realiza o fotografie de tip peisaj, scenariu și așa mai departe, vei observa chestia asta este albicerul, nu știu cum să vă explic. E supraexpus, e plin de artefacte, e, e, foarte urât. Chestia asta poate fi rezolvată foarte simplu, din punctul meu de vedere, cu un update de soft. Uh, nu este mare filozofie, nu cred, nu are cum de altfel să fie vina senzorului folosit, pentru că, repet, în modul auto, unde nu trebuie să stai să sprinzi degetele și așa mai departe, prin setări, nu se întâmplă lucrurile acestea, ci doar în modul de noapte. Am constatat chestia asta în zeci de fotografii realizate cu S23 Ultra în astfel de scenarii și de fiecare dată am rămas pur și simplu uluit de modul în care reușește să strice fotografia, să strice rezultatul final. Nu știu dacă este vorba despre postprocesare. Drept este că pe viewfinder, adică pe ecran, nu observ lucrurile acestea. Totul este observabil doar după ce ai realizat captura și intri în galerie. Doar acolo. Doar acolo observi pentru prima dată acest lucru. Pentru mine este un aspect negativ, dar nu un extrem de, hai să zicem, oribil, nu ceva ce te afectează în mod dramatic, pentru că, repet, ai modul auto unde nu ai această problemă și, mai mult decât atât, hai să fim serioși, câte poze la cer noaptea faci tu ca și consumator obișnuit? Bine, mai sunt aia care fac poză la lună pentru că au zoom digital 100 per și le apare luna ca un balon cu pete. Și după aia vezi, Doamne, ce bun e telefonul lor. În fine, fiecare cu distracția lui, fiecare cu ce îi place, pe mine nu mă deranjează, și nici nu mă afectează. Dar ideea de bază este că trebuie remediată această problemă și sper că cei de la Samsung sunt conștienți. Se aude că va veni în curând Android 14 cu One UI 6.0. Doar în fază beta, dacă nu mă pe 2 august, se, se lansează varianta beta, ceea ce presupune că undeva prin septembrie-octombrie, probabil, vom avea varianta oficială de Android 14 pe Z23 Ultra și aceste, nu știu, inadvertențe, baguri, probleme vor, sper, vor fi eliminate. În mod deosebit, sper să lucreze implicit la partea de, hai să zicem, optimizarea procesorului, la modul în care acesta. Funcționează, nu știu, poate schimbă, hai să zicem, frecvența. Habar nu am, zic și eu, e o idee, așa, năstrușnică, dacă văd că au probleme de genul acesta, și în mod deosebit să elimine bagurile astea prezente în cameră, cum ar fi cele care țin de supraîncălzirea excesivă în momentul în care filmezi, și deopotrivă de modul de fotografiere pe noapte. În rest, absolut mic dar absolut nimic de băgat de vină. Aspectul camerei este la superlativ, din punctul meu de vedere, și repet aceeași idee, este cel mai complet pachet multimedia, din punct de vedere al camerelor, pe care îl poți să regăsi pe piață. Astea sunt cele patru, hai să zicem, aspecte negative pe care eu l-am constatat în cele patru săptămâni de deținere ale produsului. Pentru voi, unele dintre ele s-ar putea să nu conteze absolut deloc. Pe telefoanele voastre s-ar putea să nu le constatați, să nu le aveți, cine știe, habar nu am. Drept este că eu le-am avut, drept urmare, vi le menționez și vouă, și nu am pretenția, să ne înțelegem cât se poate declar, nu am pretenția ca, hai să spunem, experiența mea să fie una și aceeași, universal valabilă pentru absolut toți cetățenii care dețin sau care se hotără să cumpere S23 Ultra. Nu, poate fi un caz izolat, poate fi un caz generalizat, habar nu am, nu știu. Eu le-am trăit, le-am experimentat, nu mi-au plăcut, mi-au displăcut total și, de totul mare, le prezint și vouă, sub titlul și sub forma de aspecte negative din perspectiva mea. Absolut totul, în rest, este la superlativ. Și de aici și ceea ce am spus la bun început, nu există motive ca să fac un clip separat cu aspecte pozitive. Ar fi inutil. Se subînțelege că dacă doar astea sunt negative pentru mine, din perspectiva mea, absolut totul este la superlativ din tot ceea ce mai înseamnă acest produs. Repet, pentru mine este cel mai bun smartphone pe care eu l-am cumpărat, l-am deținut, l-am utilizat, chiar și în pofida acestor mici, inadvertențe, acestor baguri și așa mai departe. Menționez că n-am primit decât un singur update de soft de când am telefonul și am update-ul de soft cu update-ul de siguranță pe luna iulie. În rest nimic altceva. Bagul ăla pe care vi l-am reclamat în timpul cu impresii inițiale cu fereastra de aplicații care rulează în fundal a dispărut, după cum bine se poate vedea și a dispărut de la sine. Nu i-am făcut absolut nimic decât că i-am dat un restart telefonului. Atât. I-am dat o repornire. Și a dispărut. Foarte curios, foarte interesant. Bun. Cam asta ar fi de zis despre aspecte negative legate de Samsung Galaxy S23 Ultra. Un produs pe care eu vi-l recomand. Asta este adevărul. Depinde că întotdeauna strict de preferința personală. Rămâne la atitudinea voastră dacă apreciați ceea ce face Samsung, ceea ce vă oferă Samsung, dacă vă place Android. Și am că este o întreagă discuție, există nenumărate tabere, există nenumărați fanatici și fanboys din ăștia care sunt doar cu o singură companie și așa mai departe. Deși adevărul este că și eu pot fi considerat la fel, ținând cont că folosesc Samsung în continuu. Bun, Punem punct aici, asta este clipul, ne vedem data viitoare în națiune, ca întotdeauna îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru atenție și îți urez toate cele bune. mai bine!